Good morning, or almost good afternoon, everyone, and welcome to the press conference following the fourth meeting of the Association Council between the European Union and Republic of Moldova. Hi, Representative Vice President Federica Mogherini, Prime Minister Pavel Filip, and Commissioner Hahn will all say a few words, and then we'll take one or two questions. Thank you very much. High Representative, you have the floor. Thank you. It was my pleasure to welcome again Prime Minister, as well as the other members of the government, a large ministerial delegation to Brussels today for the fourth meeting of our Association Council. These meetings are always a good opportunity for us to really discuss in detail in that our partnership, how we can move forward in areas that are sometimes easy to address, sometimes more difficult, but always with open and frank discussions. At the center of our partnership is the Association Agreement and the deep and comprehensive free trade area. The agreement shows the European Union's commitment to strengthening political association and economic integration with the Republic of Moldova by working in close partnership. The association agreements and the trade area that we have in place are in the interest of and benefit to Moldovan citizens and European Union citizens. That is why we have to work together to make sure that all parts of it are implemented and all commitments are taken are met. Our comprehensive agenda was reflected in our discussions today. We looked at many different issues, in particular how to improve our economic links, to increase trade and therefore bring jobs, how to strengthen democracy, human rights and support for civil society, who in Europe as well as in Moldova play a crucial role when it comes to accountability, as well as strengthening rule of law and the fight against corruption. As I said, enjoying the full benefits of our association agreement requires that it is implemented fully. The Prime Minister and the Ministers, we discussed what needs to be done and how the European Union can continue to support and accompany this process in very concrete terms. We had meaningful exchanges on the state of play of key reforms. We agreed that it is essential for Moldova to focus on the full implementation of reforms in key sectors such as justice, media, energy, and the business sector, with the understanding that all reforms should be sustained and based on a continued concerted fight against corruption and a strong support for the rule of law. This includes investigations on the banking fraud, which we expect to be finalized without any further delay. The investigations must be thorough, partial and comprehensive, with a view to recovering the misappropriated funds and to bringing all those responsible to justice, irrespective of their status or political affiliation. We have been demanding this for many years. We expect now this to happen, as the current situation is difficult for us to understand. It is about the credibility of the anti-corruption reforms in Moldova, as well as the credibility towards the Moldovan citizens, who cannot, must not be the ones paying for the costs of this situation. You know well that resilience is a key area in the European Union's relations with our eastern partners. Moldova makes no exception to that. A resilient state means encompassing all society, building democracy, trust in democratic institutions, and sustainable development. So we also discussed political issues, in particular electoral system. Politice, in European Union's position on this is very well known. Transparent, inclusive and credible elections at central and local levels are key importance. Any change to the electoral system should be based on a broad consensus among political forces following a genuine consultation of civil society and in accordance with the recommendations of relevant national partners, namely the Council of Europe, Venice Commission and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. So we will closely monitor the consequences of the new electoral code for multi-party democracy over the coming months. We also touched upon the efforts made by the government of Moldova on developing policies for the integration of persons belonging to national minorities and on reaching out to all segments of Moldovan society and to different parts of the country. When it comes to the Transnistrian settlement, the latest significant positive developments that we've witnessed will serve to bring tangible benefits to the populations
ca populația de ambele maluri să obțină avantaje semnificative. Uniunea Europeană susține găsirea unei soluții pașnice la conflictul transnistrean în contextul format VN2. În conformitate cu declarația ministerială de la Viena din decembrie, care prezintă principiul bazat pe rezultate, e important să continuăm acest nivel de angajament și în următoarele luni. Susținem eforturile președinției italiene OSCE în acest sens. Cooperarea continuă pe care o avem în multe alte sectoare, cum ar fi cadrul stabilit de parteneriatul estic, și aș vrea să-i mulțumesc domnului prim-ministru pentru contribuția pozitivă pe care el personal a furnizat-o la summitul pentru parteneriatul estic la Bruxelles. Doamnă, referitor la chestiunile internaționale, aș vrea să menționez alinierea la deciziile de politică externă și de securitate comună europene, care este foarte apreciată. Și permiteți-mi să închei prin a sublinia încă o dată cât de important este ca Moldova să-și respecte angajamentele din acordul de asociere și acordul de liber schimb și să continue cu implementarea acestora. Ca întotdeauna puteți să vă bizuiți pe noi, pe Uniunea Europeană, vom fi acolo un partener puternic și un prieten care va sprijini și va însoți Republica Moldova în acest proces. Vă mulțumesc. Domnule prim-ministru. Doamnelor și domnilor, am finalizat câteva minute în urmă cea de-a patra reuniune a Consiliului de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. Am discutat atât probleme politice, cât și multe chestiuni sectoriale. Pentru mine, personal, este deja a treia reuniune de acest gen și pot să afirm cu toată certitudinea că în fiecare an relațiile cu Uniunea Europeană devin tot mai aprofundate, tot mai complexe, dar și mai dinamice. Ele aduc tot mai multe beneficii concrete cetățenilor, consolidează instituțiile și democrația din țara noastră. În pofida tuturor problemelor cu care se confruntă țara și societatea noastră, noi continuăm să avansăm ferm pe calea asocierii politice și integrării economice în Uniunea Europeană. Deși suntem într-un an electoral, intenția noastră este de a promova reforme cu ritm mai sporit. Aceasta este poziția guvernului de la Chișinău și ne reușește și cred că ne va reuși să ne ținem mai departe de următoarea campanie electorale, așa de fapt cum am făcut-o pe parcursul întregului mandat, ne-am ținut mai departe de polemicile politice și ne-am concentrat pe implementarea agendei de reformă. Am confirmat că Republica Moldova va coopera plenar cu Uniunea Europeană, OSCE, Consiliul Europei și alte instituții internaționale pentru a asigura că alegerile parlamentare din acest an să fie libere, corecte și în conformitate cu standardele internaționale. Asta este obiectivul nostru politic principal. Suntem conștienți că alegerile trebuie să fie recunoscute și să nu avem niciun element care vor pune la îndoială corectitudinea petrecerii acestor alegeri. De asta, încă o dată, declar ferma deschidere a Chișinăului pentru cât mai mulți observatori, astfel încât să poată monitoriza îndeaproape și să stabilească că i s-au oferit drepturi egale tuturor alegătorilor. Referitor la sectorul media despre care am discutat astăzi, așteptările noastre, dar cred că și ale Uniunii Europene sunt legate de proiectul noului cod al serviciilor media audiovizuale, care a fost aprobat în prima lectură în Parlamentul de la Chișinău și actual este transmis expertizării Consiliului Europei, OSCE, dar și Comisiei Europene. Asupra acestui cod s-a lucrat într-o echipă puternică, inclusiv cu suportul Consiliului Europei și experți internaționali din acest domeniu. Combaterea corupției și prevenirea spălării banilor sunt teme de interes major pe agenda noastră. Suntem tot mai aproape de momentul când își vor începe activitatea în forță deplină noile structuri competente, Autoritatea Națională de Integritate și Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Consolidarea cadrului instituțional, o luptă înseamnă luptă mai eficientă cu aceste probleme. Aceasta este poziția Guvernului și Guvernul este în stare să elaboreze și să asigure aprobarea cadrului legislativ necesar,
Desigur că este foarte importantă și implementarea corectă a acestui cadru legislativ. Am informat colegii noștri europeni de asemenea și despre măsurile planificate pentru reforma justiției. Așa, precum spuneam la începutul acestui an, ne-am asumat acțiuni concrete pe perioada anului 2018, pe perioada mandatului nostru și cred că este un lucru absolut firesc și logic și pe această cale vreau să reconfirm că vom duce până la capăt această mică reformă a justiției pe care noi am numit-o convențională. Am discutat și despre frauda bancară. Autoritățile competente lucrează acum asupra strategiei de recuperare a fondurilor fraudate. Această strategie se elaborează de către Procuratura Generală în baza raportului prezentat de către Compania Internațională de Investigații CRON. Totodată mă bucură faptul că Uniunea Europeană apreciază evoluțiile pozitive în stabilizarea sectorului financiar bancar, ceea ce a permis, în final, venirea investitorilor europeni în acest domeniu. Și această platură a fost una principală și importantă pentru acest guvern, de la bun început, pornind de la această criză bancară, care apoi a trecut în criză economică, dar și politică, să asigure stabilitatea sistemului bancar. Și acest lucru ne-a reușit împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, vorbesc de Uniunea Europeană, dar și de Fondul Monetar Internațional. Am constatat și ne bucură mult că a crescut volumul comerțului cu Uniunea Europeană, ceea ce confirmă caracterul benefic al acordului de liber schimb, având în vedere că unele produse se bucură de succes deosebit pe piața Uniunii Europene, am solicitat partenerilor noștri de la Bruxelles și mărirea unor cote. Am discutat și despre reformele din sectorul energetic, dar și transportul. Am apreciat mult și asistența oferită de Uniunea Europeană pentru implementarea acordului de asociere. Avansăm bine pe realizarea condiționalităților legate de asistența macrofinanciară, dar calendarul de debursări trebuie să ia în calcul și procedurile interne ale Uniunii Europene. Așa cum am spus, noi până la finele sesiunii parlamentare de primăvară-vară ne-am propus să avem realizate toate condiționalitățile pentru toate trei tranșe din asistență macrofinanciară. În ceea ce privește problematica transnistreană, mizăm și în continuare pe un rol activ al Uniunii Europene, apreciem sprijinul acordat în procesul de negocieri și în promovarea măsurilor de încredere. Colegii europeni au salutat progresele înregistrate în ultimele luni și au încurajat menținerea dinamicii pozitive. Am discutat modalitățile în care UE poate să aducă contribuție adițională. Având în vedere situația în regiune, am pledat și pentru consolidarea dialogului bilateral și cooperării în domeniul de securitate cu Uniunea Europeană. O astfel de cooperare ajută la sporirea rezilienței țării la sfidările externe și interne. Generalizând discuțiile de astăzi, aș vrea să spun că suntem încurajați de angajamentul clar al Uniunii Europene de a continua să ofere sprijin țării noastre în mai multe domenii. Noi, la rândul nostru, vom face tot posibilul pentru a face alegerea europeană a Republicii Moldova cu adevărat irreversibil. Obiectiv pe care ni l-am propus de la bun început al mandatului. Și este foarte important ca și după alegerile parlamentare, implementarea acordului de asociere să rămână prioritatea numărul 1 a guvernului de la Chișinău. Mulțumesc. Comisar Han. Domnule comisar Han. Thank you. Yeah. The Republic of Moldova has adopted and advanced with the implementation of a number of key reforms and during today's Association Council we acknowledged the progress made by Moldova and at the same time underlined the need for continuous structural reforms and therefore still considerable efforts are needed
needed and required so that Moldovan citizens can fully reap the benefits of the association agreement. And it's good to hear from the Prime Minister that the forthcoming elections are not hindering you to start or to continue working on necessary reforms, which probably not always are totally welcome for all citizens, but it's important for the future of the country and its citizens. It was already said by the High Representative and also by you, Prime Minister, concerning the last Eastern Partnership Summit that we have there, endorsed by our Eastern partners together with the member states, 20 deliverables for 2020, which provide a very practical guidance for the reform process. Moldova will make progress on these deliverables, and this progress will have to be reported in the upcoming October ministerial meeting we will have in Luxembourg with all our Eastern partners. We also underline that transparent, inclusive, and credible elections are central at the central and top level are of key importance. We also stress the importance of fighting against corruption as underlined by the Council in its recent conclusions on the Republic of Moldova. To this end, we stress that investigations on the banking fraud need to be finalized in an impartial and comprehensive way and without any further delay, and was in particular focusing also on the assets to be recovered. In this context, we recall the need for the reform of the justice sector to build trust among citizens, but I would really like to comment on all the intentions and already achievements concerning the judicial reform. It's definitely a comprehensive one, a far-reaching one, but an absolutely necessary one. We reiterated also our readiness to continue supporting Moldova in all these reform efforts with a view to ensuring tangible benefits for its citizens. We also recalled that EU assistance is based on strict conditionality. To this respect, each payment of the macrofinancial assistance will be subject to the policy measures included in the MOU and the respective political preconditions. Lastly, on the outstanding payments of budget support, it will be crucial that Moldova fulfill its agreement with the International Monetary Fund, make substantive progress on the fight against corruption and comply, of course, with democratic principles. De la Radio for Europe, am două întrebări pentru domnul prim-ministru mai întâi. Cât mult de mult din cei un miliard de dolari s-au recuperat? Am observat că ați adoptat o lege în Moldova care ne face să înțelegem că, de fapt, paguba va fi suportată de cetățenii moldoveni. Deci îi lăsați pe cei care au delapidat acești bani pur și simplu să scape nepedepsiți? Și acum către domnul comisar Hahn, când va veni prima tranșă de plată din asistența macrofinanciară, fiindcă inițial s-a spus în decembrie, apoi aprilie, acum suntem în mai, are șanse Moldova să primească până la urmă acești bani de la Uniunea Europeană? Au fost recuperate, sau mai bine zis, au fost stinse din creditul de urgență, mai mult decât un miliard de lei. Desigur că aici vorbim nu despre recuperarea activelor fraudate, dar de plățile care s-au reușit în procedura de lichidare a acestor trei bănci și de acumulare a creditelor. În același timp, pentru că se discută foarte mult despre frauda bancară, vreau să vin cu niște explicații. Și atunci când vorbim despre faptul că cetățenii plătesc pentru aceste conturi, este adevărat că noi am trecut creditul de urgență la datorie publică, și aceasta a fost o chestiune agreată cu toți partenerii noștri de dezvoltare. Pentru că a fost foarte important să stabilizăm sistemul financiar bancar. În alt caz, am fi pierdut mult mai mult în Republica Moldova, pentru că nu asiguram această stabilizare și nu am fi avut un acord cu Fondul Monetar Internațional, care este un acord cheie, de fapt, și oferă încredere și celorlalți parteneri de dezvoltare.
De la bun început, guvernul s-a axat pe trei direcții importante și o să le numesc în modul prioritar. 1. Fortificarea băncii naționale prin elaborarea cadrului legal, astfel încât să fim siguri că asemenea fraude în Republica Moldova nu se pot repeta. Și acest lucru ne-a reușit, pentru că astăzi avem investitori europeni în băncile din Republica Moldova, inclusiv și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Și, în mare măsură, acest lucru a ținut de competențele guvernului. A doua direcție este investigația acestei fraude și tragerea la răspundere a tuturor celor care se fac vinovați. Vreau să vă spun că Republica Moldova sunt pornite un șir de dosare și identificați o parte din cei care se fac vinovați și au fost implicați în această fraudă bancară. Și acum, precum vă spuneam, urmează pe parcursul unei luni de zile să fie elaborată o strategie de nivel înalt în baza raportului prezentat de către Compania Internațională de Investigații Kroll și de acest lucru este responsabil, precum e și firesc, Procuratura Generală, care va lucra împreună și cu celelalte instituții, precum este Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționare, dar și în continuare cu suportul acestei companii de investigații internaționale. Și 3. Recuperarea nemijlocită a banilor și a activelor, care nu este un lucru simplu. Investigația pe această fraudă în Republica Moldova are loc de 2 ani și jumătate și eu cred că așteptările care au fost ridicate în fața partenerilor de dezvoltare, dar și cetățenilor, au fost prea înalte. O să vedeți exemplele din alte țări că examinarea, investigația unor asemenea fraude durează mult mai mulți ani. Sunt fraude complicate și acest lucru este confirmat și de către companiile internaționale de investigații. Dar vă asigur că, oricum, până la urmă, vor fi identificați toți care au fost vinovați și vor purta răspundere. Între timp, am fost în situație să luăm măsuri pentru a asigura activitate economică și financiară stabilă în Republica Moldova. Mulțumesc! Comisar? Domnule comisar? Yeah, concerning the MFA, there are still two outstanding conditions from the MOU, which are not yet met. First is the National Integrity Authority is not yet fully functioning. It's about an ongoing recruitment process. And the second is there is a need for a supplementary budget to be adopted to make the anti-corruption institutions work. And on top of that, of course, it's necessary that the IMF provides a good report, which, according to all information, could be adopted in June. So, if the two conditions are, so to say, done or delivered by the end of May, which I think is, should be feasible, and provided that there is this positive report from the IMF, it could be possible to pay the first tranche still before the summer break, meaning in July. If it's not by the end of May, we immediately enter into the, so to say, autumn perspective. But then we are almost there where you have been, but only 1 year later. Take one more question from Moldova. I got a question for our representative or the commissioner. What's your opinion on the last government achievements? And the second question is, do you plan to come to Chișinău? Intenționat să veniți la Chișinău? Și dacă da, când? Vă mulțumesc. We can start, as Commissioner said, we've seen some progress that we acknowledge and we encourage on reforms in different sectors, but I'd say that we also identify together some key areas where reform and a lot of efforts are still needed, in particular results are still needed.
eforturi de obținere de rezultate concrete, mai ales la lupta împotriva corupției, la sectorul bancar și la codul electoral. Nu sunt subiecte noi, sunt chestiuni nerezolvate și trebuie rezolvate nu pentru că cere Bruxelles, ci pentru că înțeleg că și cetățenii moldoveni au mari așteptări și interese în această privință. Și apoi aștept și eu cu interes să mă reîntorc la Chișinău. De fapt, prima a fost a doua zi după numirea mea în post de către Consiliul European, nu o să uit niciodată, dar destul de mult timp în urmă. Nu avem niciun fel de dată planificată, dar cu siguranță, la un moment dat, mă voi întoarce la Chișinău. Domnul Comisar Han, în ceea ce privește activitatea guvernului, cred că nu l-am nimic de adăugat. Guvernul a lucrat remarcabil, trebuie să recunoaștem acest lucru, a adoptat reforme care nu sunt direct susținute, ca să spun așa, de toți cetățenii, dar care pot să ajute țara să se reînscrie pe calea europeană. În ceea ce privește potențialul de plasare la Chișinău, trebuie să vă spun că so many visits to your friends as din păcate, like nu pot să-ți vizitezi prietenii atât de des cât dorești. Însă, partea bună este că problems. Eu de obicei mă duc în țări unde there, sunt probleme mari. Deci dacă nu mă duc la Chișinău, aș spune că e un semn bun. Friendship, it's not good, so dar pentru prietenie nu e chiar așa de bine, așa că o să încerc să... Thank you very much. I'm afraid we have to wrap up at this point, but look out also for a joint press statement following this council meeting. Thank you very much for coming.